Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Propun să începem, dar vreau să menționez întâi că apreciez tare mult că ai spus da invitației mele. Și prima întrebare este: pe cine admir cel mai mult și de ce? Știu că în mod normal ar trebui să răspund că e pe mine. avem aici o doamnă psiholog la fundație care susține că tu trebuie să fii persoana principală în viața ta. Fanul tău numărul 1. Da. Numai că eu trebuie să recunosc că admir cel mai mult pe Michael Jackson. Michael Jackson? Da. Am fost așa fascinată de el de când eram mică și îmi plăcea că dincolo de muzică și de partea asta artistică se întrevedea și omul care era și valorile în care credea și îmi plăcea și, de fapt, cred că îmi plăcea mai mult omul care ieșea prin muzica lui și prin arta lui. Restul era bonus. Da, era bun și ăla, că adică nu era un bonus, îmi plăcea și muzica, eram fan înrăit și al videoclipurilor. Dar îmi plăcea cel mai mult și cel mai mult omul de dincolo. Și rezonez foarte mult cu valorile pe care le susține, pe care le-a întrupat el așa în viața lui. Și mai ales că am și studiat viața și am văzut prin ce a trecut. Și ce tărie de caracter a avut omul ăla să treacă prin tot ce a trecut și tot să zică că nu mă vezi da la pământ. Ce tare. Da. Deci el ar fi. Da. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să-l numim? Cred că cel mai important lucru a fost când am avut realizarea că suntem convingerile noastre. Suma convingerilor. Pentru că dacă până atunci credeam ceva și mergeam până în pânzele albe, domnule, eu așa cred, atunci când pui sub semnul întrebării ceea ce crezi că e adevărat și super adevărat și nu se poate, nu poți să te îndoiești de asta, atunci când pui asta la îndoială, apare noul în viața ta. Poți să-ți dai seama de, hei, dar de ce cred eu că toți oamenii sunt buni? Poate că nu e așa, poate că dacă aș considera invers sau să acționez diferit. Iar o convingere pe care o aveam și la care am renunțat a fost că avem nevoie de carne. Și a fost atât de greu să renunț la asta și pentru că aveam această condiționare culturală. Vai, tata care îmi spunea că trebuie să mănânci carne ca să ai mușchi. Dar în România așa e destul de... Sau chiar și în partea asta de medici la care mergeai și vai, dacă nu dai copilului după 2 ani carne, o să devină un leșinat și nu știu ce. Dar în momentul în care studiezi un pic și îți dai seama că nu e chiar așa... Realitatea e diferită. Da. Și pui sub semnul întrebării convingerea. Oare chiar așa e? Și așa că eu am renunțat la carne și se pare că sunt încă... Și mi-au ieșit cele mai bune analize de atunci. Așa că cam asta ar fi. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau un concept, care ar fi acela? Am făcut-o deja. Nice! L-am învățat pe băiețelul meu să fie atent la cei din jur. Cred că asta contează cel mai mult. Pentru că suntem oameni între oameni și dacă învățăm să fim atenți la ce nevoie au ceilalți și la ce sunt ei și să-i tratăm așa cu grijă și cu empatie, cred că asta e baza. Așa că am făcut-o deja asta. Ai făcut-o. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Cea mai importantă investiție este cea pe care am făcut-o în mine și mi-a luat foarte mult timp să mă conving pe mine să o fac. Pentru că, tot așa, cultural vorbind, suntem condiționați să credem că ești egoist dacă ai grijă de tine, ești egoist dacă mergi la sală în timp ce ai putea să slujești țara și chestii de genul ăsta. Și așa că, în momentul în care m-am convins că eu sunt cea mai bună investiție, au început să se vadă și rezultatele. Și, în mod ironic, după aceea ești în stare să oferi și mai mult, așa că nu e chiar egoist să ai grijă de tine. Nu este. Și să fii cea mai mare investiție a ta. De acord. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Cred că este faptul că eu iubesc oamenii cu așa tărie și cu pasiune și uneori se interpretează greșit asta, mai ales de către băieți.
chiar iubesc cu oamenii foarte mult și vine să iau un braț, mai ales pe ăștia care sunt așa cu ochii sclipitori și care cred în ceva și își dau ei sufletul și tot talentul acolo pentru... Și așa că da, asta. Pare destul de nebune. Sunt convins. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Stai să mă gândesc un pic. Te rog. Asta e ceva foarte deep. Știu. Aș pune o mamă cu copilul ei în brațe. Pentru că după ce m-am documentat și am citit 10.000 de cărți și am văzut documentare și la 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 și la la la, concluzia cea mai de bază la care am ajuns este că cel mai mult contează iubirea pe care o primești când ești mic. Adică oamenii care ajung echilibrați în viață au avut parte de iubire. Bine, poate nu neapărat din partea unei femei, numai că e esențial sau, mă rog, e cel mai natural lucru pentru că femeile dau naștere. Ca să le hrănești. Dar nu trebuie să fie o femeie, poate să fie orice persoană care te îngrijește. Dar, da, iubirea pe care o primești când ești mic ajunge să te definească. Nu știu dacă cei care nu o primesc se mai refac vreodată. Dacă reușesc să mai umplă... Să mai umplă... Acel gol? Da. Uh-huh. Așa că asta își pune. Asta îi pune. Ce faci când nu ești focusată sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Iau o pauză și ascult muzică. Ce muzică? Sunt mai multe tipuri sau e doar un anume? Depinde în ce stare sunt. Okay. Poate să fie absolut orice fel de muzică. E o conexiune instantă. Dacă am nevoie de clasic, de ceva zdrângănit, de ceva datare, de ceva, nu contează. O pauză de 5 minute de muzică mă pune înapoi pe roți. Asta fac. Bine. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Păi, făcând exact ce fac și acum, sunt foarte fericită și sunt foarte bogată deja. Înseamnă că ești într-un loc bun. În cel mai bun loc. Aș face exact ce fac acum. Educație. Educație. Forever. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? În primul rând, Victor Frankl cu Încăutarea sensului Search for meaning. Mi se pare revelator așa. Eu o citesc așa din când în când și da, mă mai reîntoarce la ce e cu adevărat important. Iar apoi mi-a plăcut foarte, foarte mult Alchimistul. Alchimistul, da. Pentru că cumva e și acolo vorba de o călătorie și de cât de deschis ești să accepti călătoria vieții acolo unde... Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Stai să mă mint. Te rog. Că n-aș vrea să mint. Ah, știu, ia te uită, ceea ce fac chiar acum. Frică de a vorbi. Ce tare. Ok. Și ce înveți acum? Învăț că e ok să vorbești. Nu e atât de spooky. Da, și că am ceva de zis. Super. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? În primul rând nu cred în eșecuri, cred doar în experiență și în feedback. Da. Sau în încercări care n-au dat roade. Roade și da, și pur și simplu trebuie să încerci altceva. Iar pentru reușitele mele, cred că cel mai mult a contat curajul, că mă arunc așa cu capul înainte. Dacă cred în ceva și știu că lucrul ăla merită, nu mă interesează. Eu o să trec prin foc și pară, o să ajung să-l fac, orice ar însemna, orice ar trebui să fac. Poate trebuie să mai amân, poate trebuie să mai învăț ceva sau chestii de genul ăsta, numai că eu o să ajung acolo. Și e un curaj și o nebunie așa să faci asta, dar atunci când cred că ceva merită, fac asta mereu. Super! Și mi-aleg cu grijă ceea ce cred că merită. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face?
păi, aș lua de la capul și aș face ce am făcut și până acum. Și aș ajunge exact unde am ajuns și acum, probabil. Uh-huh. Deci ai reconstruit cumva. Da. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Ce drăguță e asta. Nu aș da un sfat că se pare că o duce capul și o să ajungă bine. Însă, aș încuraja-o să aibă mai multă încredere în... Și în ea și în univers, că am tendința de a mă gândi prea mult. Ah, dar e bine, dar poate greșesc, dar poate nu e decizia cea mai bună. Iar uneori pur și simplu trebuie să mergi cu ce simți că e bine. Cred că da. Mm-hmm. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Eu pot să răspund pentru mine. Te rog. Acea persoană, dacă aș fi eu. Cred că munca și perseverența. Munca și perseverența. Mm-hmm. Există și alte metode, bineînțeles, dar nu le recomand și eu nu le-am aplicat. Aviz. Și n-am prea mulți prieteni care fac altceva. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară? Și de ce crezi că a reușit? Când aud de succes, mă gândesc la Tony Robbins. Pentru că firar mama lui de bandit, el are succes în toate domeniile. Adică, serios, pe plan personal, pe plan profesional, ca afaceri. Asta se vede. Da, ca sănătate, ca inspirație, ca orice vrei, el bifează așa, cu brio. Așa că el. Și este și fericit, că mai sunt mulți oameni care bifează multe. Hai ca o familie, hai ca nu știu ce. Numai că el e și al naibii fericit și debordează entuziasm și hei, stați să vă învăț eu cum se face. Așa că el. El. Da. Al naibii. Da, al naiba, că mie nu reușește. Dar încerc. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întreb? Cred că am ceva. Nu ce e ceva da, care bine. E pe moment. Mm-mm. Bine, nu e nicio problemă. Eu îți mulțumesc, e gata. Mulțumesc și eu. Super. Sper că și